Clubul Steaua a pregătit de-a lungul timpului o mulțime de sportivi care au adus glorie României la nivel mondial. În Ghencea a început fotbalul de la vârsta de 8 ani și managerul echipei, George Ogăraru, care în realizarea planurilor sale de viitor are sprijinul omului care a ghidat primii pași ai carierei de sportiv, Radu Troi. Fost mare jucător în Ghencea în anii 70 și totodată mare formator de talente la Steaua, Radu Troi face parte din departamentul de scouter ai Centrului de Copii și Juniori, alături de alte glorii ale clubului precum Vasilea Elenei, Adrian Bumbescu sau Laioș Sădmăreanu. În urmă cu 30 de ani l-ați descoperit pe George Ogăraru, l-ați format aici la Clubul Steaua. Acum are George 41 de ani, pe cât avea dumneavoastră atunci, da. Și aveți împreună misiunea de a forma alți fotbaliști la Steaua. De când l-am pe George, 32 de ani, a venit aici pe terenul ăsta, era un teren de zgură, care vai de mama noastră, era și noi și ziceam pe aici, țin minte că vara era Sahara, respiram mai zgură și când suflam nasul ieșea zgura din... Vă dați seama în ce condiții făceam antrenament. Dar copiii veneau că erau talentați, le plăcea fotbalul și nu aveau alte preocupări. George a venit, din prima l-am văzut, din prima l-am oprit. Mi-a plăcut că era ambițios. Dacă putea să fie unde e mingea, eu cred că reușea prin calitățile care le avea. Din 100 de, peste 100 de copii, el și pare mi se încă o lucioacă sau ciortea, nu mai țin minte care din ei. Eu am fost corect față de copii, eu am fost prietenul lor, nu am fost un dușman. Fusesem secund la echipa mare, cu Iordănescu. Și mi-am reluat activitatea de antrenor la centru cu aceeași plăcere, cu aceeași... Am avut o echipă care a mers în turnee, în străinătate, și George poate să confirme. Am avut contacte și cu mare echipe, spre exemplu, Eindhoven, era huntelare la Eindhoven. Toată lumea știe că Ajax nu a fost la Eindhoven și am jucat contra lor. La copii nu trebuie să ai toată echipa perfectă, dar 7-8 copii poți să ai. George Ogăraru povestește pentru Steaua TV toate etapele prin care a trecut ca fotbalist în complexul Ghencea, de la inițiere și până la debutul său la prima echipă a Roșalbaștrilor. Cât de important este pentru un junior să aibă modele, cum ai avut și tu la rândul tău? Este esențial ca tinerii să aibă exemple, așa cum și eu am avut la rândul meu exemple. Când m-am gândit că o să vin la Steaua, m-am gândit așa cu teamă și când pronunțam numele Steaua, îl pronunțam cu mândrie, eram foarte atent când folosesc numele. Steaua este un fenomen, a fost un fenomen dintotdeauna, trebuia tratat cu foarte mare respect și cu multă atenție. Lucru care, din păcate, nu se mai întâmplă în momentul de față. Eu eram un tip timid, Nearadu poate să vă confirme. Și Nearadu tot timpul mi-l dădea exemplu pe Belodedici, care avea aceeași timiditate. Cred că oamenii timizi au niște valori importante și atât timp cât timiditatea nu se confundă cu frica, cred că timiditatea este bună. Un alt nume important care a trecut prin mâna fostului mare fotbalist este Dan Petrescu. Mi-a plăcut întotdeauna să caut, să găsesc copii. Chiar și pe vremea lui Ceaușescu, țin minte, când am venit prima dată la centru, eu până să fiu antrenor, m-a pus să umblu după copii, prin toate comunele din jurul București. Și am fost, nu mi-a fost rușine. Din păcate n-am găsit niciunul care pe placul meu. Țin minte că era Olteanu, ministru, și băi, trebuie de ce nu scoși tu un jucător ca tine? Păi, dumne, de-abia m-am apucat de antrenorat. Și de-abia acum, de nici o lună de zile am eu că sunt antrenor. Să te duci la satul mare, la Baia Mare, după jucători. Da, deci să știți că întotdeauna la Steaua au fost cei mai buni jucători. Erau echipa lui Teo, al lui Angelini, Petrin Munteanu, George, Alin Stoica, ce fotbalist. Era la Petrii mei, dar venea și juca și la noi. L-am avut și pe Dan Petrescu, același stil de joc ca și el. Gândesc, amândoi le place jocul, să urce în atac, marcajul, știu să aprecieze unde vine mingea, când vine. Deci lucrurile astea care numai mari fotbaliști le... Și de asta a ajuns mare. Când am auzit că ajunge la Ajax, toți copiii ne doream, când eram copil, îmi doream să ajung la Ajax, să ajung la Benfica, atunci cu Eusebio, cu mari fotbaliști. Cine nu-și dorea? Astea erau visurile noastre. Nu se puteau împlini, dar aveam voie să visăm. Uite, lui George și lui Dan Petrescu i-a reușit. Și lui Ilie Dumitrescu i-a reușit. Până la 8 ani. Dacă nu te-ai înscris la fotbal sau la orice sport până la 8 ani, e târziu. Deci, acum lucrurile s-au schimbat total. Nu numai, condițiile sunt, dar trebuie să și vrem, să și putem. Și dacă ai și talent, dacă nu, este imposibil să nu reușești. Ca fotbalist, Radu Troi a cucerit două titluri de campion și o Cupa României cu Steaua între 1975 și 1979. Foștii săi colegi spun despre cel poreclit Iepurele că era devastator atunci când se lansa în cursele sale ca extremă dreapta. Păi, nu mă lăsa la fotbal. Mă bătea cu biciu.
cu biciu, m-a legat și nu putea să mă prindă. Deci vă spun lucrul ăsta și am și colegul meu, Zanfir, tot. Păi da, bineînțeles. Și Costică Zanfir, făcea Costică Zanfir. Băi, că jucam, noi jucam în pielea goală. De ce? Că îmi dădeam pase să ridicăm capul sus. Să o stă cu capul unde. Că să-l văd pe ăla, cu îi dau pasa, că eram pielea goală, eram decât un kilot. Ieșeam din gârlă și jucam fotbal. Ei, așa am crescut. Ograru a debutat la echipa mare într-un meci din deplasare cu Olimpia Satu Mare la 18 ani, evoluând într-o formație cu Marius Lăcătuș, care peste câțiva ani avea să-i devină naș al copiilor. Îl vedeam ca pe un semizeu și mi-era rușine și teamă și era un amestec așa de sentimente, dar în primul rând o apreciere incredibilă pentru ce era el și mă bucur tare mult să-l am aproape. Prezența lui într-o încăpere pur și simplu impunea respect. Nu am cunoscut o persoană, o personalitate care să aibă același impact asupra oamenilor prin simpla prezență. Când mai începea să mai și vorbească, era ca în Sparta. Da. Toată lumea se energiza și reușea să creeze așa o putere de grup, care a ajutat acest club să îndeplinească atâtea obiective și să cucerească atâtea titluri. Atunci când calci prima dată cu tricoul Stelei, cu emblema Stelei în Ghencea, mă uitam în jur, așa, pur și simplu încercam să trăiesc momentul și să realizez că de fapt nu este un vis, ci o realitate. Un stadion extraordinar care ne-a adus atât de multe bucurii nouă tuturor, care are o continuare, are un copil mic și frumos pe care îl apreciem că este aici și ne dorim să aibă aceleași performanțe ca și predecesorul lui.